În această toamnă, Matei Ioachimescu revine în România cu proiectul Electric, acompaniat de această dată de medii electronice audiovizuale, într-un show captivant și emoționant deopotrivă. El va da viață unui univers sonor fantastic, imaginat de multipremiatul compozitor Cristian Lolea, univers aflat la juncțiunea dintre muzică și film, cea cultă contemporană și muzica de divertisment. Muzica lui Cristian Lolea va prinde valențe vizuale prin spectacolul live de lumini și lasere creat de Tom Brânduș, unul dintre cei mai reputați și inovatori artiști multimedia din România. Cunoscuta artistă vestimentară Patricia Vincent va completa experiența Electric cu costume special create pentru acest show, care promite să depășească tiparele unui concert obișnuit, provocând emoții intense la nivel auditiv și vizual. Acest spectacol va poposi joi seara și la Deva, la Centrul Cultural Drăgan Muntean, instituție care împreună cu primăria din reședința de județ organizează acest eveniment deosebit. Joi, 11 noiembrie 2021, cu începere de la ora 19, în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, va avea loc un spectacol electrizant propus de către flautistul Matei Ioachimescu, care face parte din turneul național Electric. Acest eveniment este organizat de către Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva. Din păcate, din cauza condițiilor pandemice, accesul publicului, deși este gratuit, va fi unul limitat, în sala de spectacol putând fi prezente doar persoanele posesoare de certificat verde de vaccinare. Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație. Acestea pot fi ridicate de la Centrul Cultural Drăgan Muntean de luni până vineri între orele 9 și 16 și pot fi găsite până la ora începerii spectacolului. Accesul la acest concert este permis doar persoanelor vaccinate sau care au trecut prin boală, respectându-se toate măsurile de protecție împotriva răspândirii virusului COVID-19. Informații suplimentare despre concertul de la Deva din cadrul turneului național Electric al flautistului Matei Ioachimescu și al colaboratorilor săi pot fi obținute la numărul de telefon 0354 408 907.